Bujorul a devenit emblema florală a României în urma proiectului de lege adoptat de Camera Deputaților în această săptămână. La Călăraș, în această perioadă, bujorii nu sunt prezenți în florării din cauza faptului că sunt foarte scumpi și nu există cerere pentru ei. Prețul piperat se datorează faptului că marfa vine din import, respectiv din Olanda, după cum ne-a declarat Mihaela Păpușoi, deținătoarea unei florării din Călăraș. În schimb, în perioada aprilie-august, bujorii românești sunt extrem de solicitați pentru evenimente și pentru diverse ornamente. Bujorul a devenit floarea națională a României în urma proiectului de lege adoptat de Camera Deputaților recent cu 180 de voturi. Bujorul este o plantă bogată în semnificații pentru poporul român. Această floare reprezintă prosperitatea. Floarea de bujor este adesea întâlnită în portul popular. În țara noastră cresc 5 specii spontane de bujori în rezervații naturale și alte 3 cultivate. Acum că bujorul a devenit floare națională, legea le oferă autorităților locale ocazia să organizeze festivaluri și târguri dedicate acestei flori. Sunt bujorii la mare căutare în florăria dumneavoastră în acest moment? Da, sunt. Dar depinde de lunile în care doresc miresele mai mult, ele doresc cel mai mult în buchetele de mireasă, pe urmă pleacă din lunile aprilie, mai, iunie, iulie, acum mai puțin, că este prețul foarte mare, toată marfa vine din import, numai de Olanda. Care este prețul în acest moment al unui bujor? Pleacă undeva de la 18, 20, 30 de lei pe fir, depinde de soi, depinde de model. Deci de aceea în acest moment nu există cerere? Acum nu. Acum sunt bujori, dar sunt la un preț foarte ridicat față de cel românesc, cel care apare în aprilie. Și, spre exemplu, dacă cineva vine la dumneavoastră în florărie și cere bujori, faceți comandă specială? Se fac comenzi speciale, dar toată marfa ce vine pe bujor vin numai din Olanda. Nu sunt românești, nu există. Și românești când există? În ce perioada anului? Din aprilie. Din luna aprilie până în luna august, dar depinde de culori, depinde de soiul lor. Dar atunci, în perioada aceea, în aprilie-august, aceștia sunt solicitați și pentru evenimente cumva? Da, și pentru evenimente, pentru ornamente de pus pe masă, dar în funcție, v-am spus, în funcție de culoare, la noi se vinde în funcție de nuanță, dimensiune, depinde pentru ce anume. Recent, bujorul a devenit floarea națională a României. Cum vedeți acest lucru? Cum vi se pare acest lucru? Da, un lucru îmbucurător, un lucru extraordinar de bun. Dar este vorba de cel de Buzău. Cei care cresc pe munți, dealuri.